Alege să te încrezi în Dumnezeu. Alege să te încrezi în Dumnezeu, chiar și atunci când planul Lui cu privire la viața ta tu nici cum nu-L înțelegi. Alege întotdeauna privirea ta să fie în sus, chiar dacă în față valurile lovesc în barcă. El, Dumnezeu, este la cârmă și barca ta e în siguranță. Doar crede, te roagă și așteaptă răspuns la tale rugăciuni. Chiar dacă eu nu intervin îndată, să știi, copilul meu, căci rugăciunea ta eu, Dumnezeu, am ascultat-o. Încrede-te în mine și nici odată în om, căci omul e țărână trecătoare și eu sunt veșnic, Dumnezeu. Alege ca să rabzi în încercare, căci focul nu-i aprins la întâmplare. Eu, Domnul, am un plan măreț cu viața ta și curățirea este pe măsură în viața ta. Nu te teme, fiul meu și fiica mea, căci nu voi încălzi cuptorul mai mult decât poți rezista. De aceea, lasă-mă pe mine, olarul iscusit, să dau forma dorită vasului tău. Căci nu poți face o lucrare în via mea, de încercat nu ești întâi, căci nu este cu greutate jertfa pusă pe altar, de nu suferi mai întâi pentru Iisus. Vasul tău curat să fie, căci capul tău cu un de lemn ți-l ung, ca însoțit să fii de-a mea putere, când pe-al meu popor tu îl conduci. Alege să te încrezi de plin în mine și stai la dispoziția mea. Nu spune niciodată, căci mare e problema mea. Eu am un timp și o vreme când la problema ta eu voi lucra, dar fă-ți partea ta, roagă-te și așteaptă. Căci eu, Iisus, nu întârzi niciodată. Amin, amin.